Vă invit acum, dragii mei, să deschidem Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu la Genesa, capitolul 3, să deschidem și inima noastră în același timp și să ascultăm citirea acestui cuvânt, începând cu versetul 1 și până la versetul 6, pagina 3 în Sfânta Scriptură. Genesa, capitolul 3, începând cu primul verset. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt convins, frați și surori, că unii dintre dumneavoastră a stresărit atunci când ați auzit că citim din Genesa capitolul 3 la slujba din această dimineață. S-a mai întâmplat lucrul acesta și cu alte ocazii când am citit un cuvânt din Scriptură și în mintea noastră ziceam nu prea se potrivește cu ceea ce avem în biserică. Însă eu am această convingere că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos inclusiv pasajul acesta pe care de mai multe ori l-am folosit la servicii de căsătorie, nici de cum la o slujbă de învățătură din, de duminică dimineața din casa Domnului. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. El știe cel mai bine care sunt nevoile noastre. Și Dumnezeul acesta care ne știe cel mai bine, Dumnezeul acesta să se ocupe de noi în mod special. Noi avem obiceiul să ne apropiem de cartea asta, de cartea lui Dumnezeu, considerând că în cartea aceasta avem răspunsuri la întrebările vieții. Avem răspunsuri în cartea aceasta la întrebările vieții. Cu siguranță. Bună oară, e o întrebare aici, ce este omul? E întrebarea care poate ne frământă de multe ori. Ce este omul? În cartea aceasta spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne-a făcut pentru puțină vreme mai prejus decât îngerii. Avem răspuns la întrebarea aceasta. Ne întrebăm cine este Dumnezeu. Și în cartea aceasta, Dumnezeu răspunde și zice: Eu sunt cel ce sunt. Dacă, aș, dacă ați vrea să uh, treceți prin viața dumneavoastră, să vedeți câte întrebări vă ridică existența aceasta pe pământ, descoperim că avem întrebări aici, în, avem răspunsul la întrebări acestea aici în Biblie. Mai că, dragii mei, cartea aceasta nu este o carte de răspunsuri la întrebări, deși sunt răspunsuri la întrebări. Cartea aceasta ne oferă posibilitatea să ne întâlnim cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu vorbirea lui Dumnezeu. Și atunci când stai serios în fața acestei cărți, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, descoperi că, până la urmă, cartea aceasta îți pune o serie de întrebări. Sunteți aici oameni care mai obișnuiți să citiți în Biblie. Când citiți în Biblie, v-ați ridicat vreodată întrebări care să vă frământe mintea? V-a pus Dumnezeu prin cartea aceasta întrebări care să vă frământe mintea. Una dintre întrebările care a început să mă frământe după ce am citit cuvântul acesta, și în jurul căreia probabil va fi mesajul din această dimineață, a fost următoarea. Ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Convingerile noastre spirituale. Ce s-a întâmplat cu convingerile noastre spirituale? Pentru că toată drama din pasajul acesta și ceea ce urmează și ce se întâmplă pe planeta, planeta Pământ este din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu convingerile Evei. Totul se învârte în pasajul acesta în jurul acestui cuvânt. Oare? Oare a zis Dumnezeu? Chiar ești convinsă, Eva, că a zis Dumnezeu așa? Și dintr-o dată, dragii mei, diavolul țintește în convingerea Evei. Și dacă ea a acționat după aceea cum a acționat, dragii mei, a acționat pentru că s-a întâmplat ceva cu convingerea ei. Dragii mei, convingerea este o părere fermă despre un anumit lucru, o certitudine, o siguranță, e lipsă de îndoială. Mă vreau să vă întreb, frați și surori, dumneavoastră, aveți convingerea că există Dumnezeu? Aveți convingerea asta? Aveți convingerea că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu? Aveți convingerea că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Că Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Aveți convingerea asta? Slavă Domnului pentru asta. Ascultați-mă oamenii din Scriptură au fost ceea ce au fost în relația lor cu Dumnezeu, nu pentru că au fost supra oameni. Nu pentru că le-a fost mai ușor decât nou, au trăit în vremuri mai puțin complicate decât ale noastre. Nu pentru că n-au avut ispitele pe care le avem noi. Oamenii aceștia au fost ceea ce au fost în relația cu Dumnezeu pentru că au avut convingeri ferme, din punct de vedere spiritual. Spunea, scria uh, uh, Pavelul Romani, așa: Sunt deplin plin încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici adâncimea, nici înălțimea, uh, nimic, nici stăpânirile, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Adică sunt deplin plin încredințat. Sunt convins. Și cu această convingere, dragii mei, Pavel a mers în viața lui până când a trebuit să-și dea viața pentru, pentru Evanghelie. A fost convins. Dragii mei, dar vreau să pun un alt set de întrebări. Ați fost vreodată convinși în viața dumneavoastră de credință că minciuna este un păcat care ne descalifică înaintea lui Dumnezeu pentru eternitate. Ați fost vreodată convinși în viață? Da? Spune Sfânta Scriptură că toți mincinoșii, partea lor este iazul cu foc, adică moartea a doua. Ați fost vreodată convinși de asta? Dar vreau să vă întreb ceva, mai sunteți convinși de lucrul acesta? Acum, Știți de ce spun asta? Pentru că, dragii mei, convingerile sunt acelea care determină deciziile noastre în viață. Pentru convingere ești gata să mori. Am fost cândva convins în viață că minciuna este ceva ce îl, îl, îl supără pe Dumnezeu. Mă descalifică pentru eternitate. Câți dintre noi în relațiile noastre de zi cu zi sau de afaceri sau de ceveți noastre nu mai suntem convinși că minciuna este un păcat grav. Ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Dege mei, ce s-a întâmplat? Ați fost vreodată convinși în viața dumneavoastră spirituală că postul este o disciplină spirituală plăcută lui Dumnezeu și care ne ajută în relația cu Dumnezeu? Și că e ceva ce place lui Dumnezeu? Ați fost convinși vreodată? Și ați practicat postul? Iată, Isaia 58, iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, dă drumul prinșilor de război, împarțe pâinea cu, cu cel flământ, adun casa ta pe nenorciutul fără de post. Iată postul plăcut mie. Mai sunteți convinși astăzi că postul este ceva necesar, este o disciplină spirituală. Mai sunteți convinși? Ați fost cândva convinși în viață, dragii mei, în viața de credință, că Domnul Iisus Hristos se va întoarce iarăși? Ați fost cândva convinși? Când uh, apostolii, ucenicii Domnului, se uitau așa de pe munte, că Domnul s-a înălțat la cer, a venit un înger și a zis de ce stați și vă uitați cu privirea la cer? Cum l-ați văzut că se duce? Așa se va întoarce! mai sunteți astăzi convinși că Domnul Iisus Hristos se va întoarce? Știți, spunea, scrie Apostolul Petru că s-au ridicat bajocători care zic unde este făgăduința venirii lui, că de când au dormit părinții noștri, toate scade la la începutul zidirii. Mai sunteți convinși, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos se va întoarce? Și ar pun întrebarea, ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Pentru că dacă am fi convinși că minciuna este păcat, că postul este o disciplină serioasă, că Domnul Iisus Hristos se va întoarce și se poate să vină oricând, întrebarea mea este, dacă astea ar fi convingerile noastre, am trăit cum trăim acum? Dragii mei, Oamenii fără convingeri sunt niște victime sigure ale împrejurărilor. Știți, Saul din Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că a ajuns între proroci. S-a -a comportat ca proroci, a început să prorocească. A fost cu poporul la, la luptă împotriva lui Amalec, s-a purtat ca și cu poporul. Pentru că împrejurările îi dictau lui cum să se poarte. Dar oamenii cu convingere se ridică deasupra împrejurărilor. Frați și surori, oamenii cu convingere se ridică deasupra împrejurărilor. Știți despre Iov. Da? Vreau să vă întreb, s-a comportat omul acesta ca unul care este deasupra împrejurărilor? Avea convingerea că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Și în era acelea când era îmboldit din toate părțile, că e vinovat pentru asta, că e vinovat pentru cealaltă, când îl îmboldea nevasta să-l blasteme pe Dumnezeu, omul ăsta s-a ridicat deasupra împrejurilor și a zis, închinându-se, Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Pentru că avea convingere. Dragii mei, omul care n-are convingeri este victima împrejurărilor purtat încoace și încolo. Omul care nu are convingeri, dragii mei, serioase, convingeri spirituale serioase, este pe drumul falimentului. Faliment înseamnă, printre altele, să nu-ți atingi obiectivul pe care ți-l-ai propus. Ți-ai propus ceva în viață, n-ai ajuns acolo, înseamnă că ai falimentat. Da? Ei, dragii mei, Dumnezeu a pus în fața Evei, obiectivul acesta să fie binecuvântată de Dumnezeu ea și soțul ei, ascultând de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe Adam, a făcut-o pe Eva și ea binecuvântat. Și Eva și-a pierdut convingerea asta și a crezut că poate fi fericită neascultând de Dumnezeu. Și-a falimentat din cauza lipsei de convingere. Deci, mei, convingerea este aceea care te ajută să mergi înainte, să-ți atingi obiectivul. Dumnezeu i-a vorbit lui noi în Vechiul Testament că din cauza că păcatul s-a urcat până la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să, să nimicească pământul prin potop, să aducă potopul, dragii mei. Și noi a fost convins că asta face Dumnezeu. Și se uitau oamenii la el dintr-o parte și alta, poate îl bajocăreau când meșterea la corabia aceea. Nu mai fusese ploaie. Domnul ăsta era convins nu conta ce ziceau cei din dreapta, cei din stânga, ce stil de viață au ceilalți. Mâncau, beau, sensurau, se măritau, zideau, să deau, dragii mei. Nu conta asta. El avea convingerea că Dumnezeu va face ceea ce a zis și lucra la ceea ce i-a dat Dumnezeu să lucreze. Pentru că avea convingere. Și ar pun întrebarea. Ce s-a întâmplat cu convingerile noastre? Vreau să predic în câteva minute, dragii mei, despre lucruri care afectează convingerile noastre spirituale. Și o să mă folosesc de textul acesta, sunt mult mai multe lucruri, dar o să mă folosesc doar de textul acesta și o să încerc să mă cadrez într-un timp rezonabil. Lucruri care afectează convingerile noastre spirituale. Că dacă am fi sinceri cu noi înșine, dragii mei, fără să strigăm în gura mare în biserică, ar trebui să recunoaștem că sunt afectate convingerile noastre spirituale. Convingerile sunt mai mult decât a fi informați. Că dacă ar fi să dăm un concurs aici de cunoștințe biblice, am ști foarte multe. Am luat premii sau diplome, dragii mei. Dar a fi convins este mai mult decât a fi informat. Nu de informație avem noi, nu, ducem noi lipsă, dragii mei, nu de informație. Ducem lipsă de convingeri. Pentru care să fim gata, dragii mei, să mergem până la moarte. Și în lumea aceasta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, să trăim, dragii mei, ridicându-ne deasupra împrejurărilor. Chiar dacă lumea asta face altceva. Lucru care afectează convingerile noastre spirituale. Primul lucru, dragii mei, pe care vreau să-l menționez din textul acesta este timp acordat diavolului. Acum, cei care a citit Biblia știți foarte bine că atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva, le-a spus și cam cum să-și petreacă timpul, nu? Păziți, munciți, mâncați, vă odihniți, vă bucurați unul de celălalt, petreceți timp cu Dumnezeu. Când fiecare dimineață, dragii mei, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu venea să-i cerceteze, venea la invizită, în în dis de dimineață. Așa să-și petreacă timpul. Deloc, dragii mei, timp cu diavolul. Și când mă uit aici în scriptură, descoper că Eva, cea care a avut probleme cu convingerile, îi acordă suficient de mult timp diavolului. Stă de vorbă cu el, negociază cu el, ascultă informațiile lui, ascultă, ascultă argumentele lui. Dacă v-aș întreba în această dimineață, sunteți aici în biserica asta oameni care să fi stat de vorbă cu diavolul? Ce-ați zice? Toți ați zice nu. Pentru că ne gândim la cineva așa cum ne imaginăm noi. Sau cum se transmite informația popular. Niciunul n-am stat în fața unei asemenea persoane. Ascultați-mă. Diavolul ia foarte multe forme. Mă Sfânta Scriptura aici că a venit sub formă unui șarpe. Dar când apare, când vine, diavolul vine, dragii mei, sub aspectul sub forma unui binevoitor. Se apropie de tine sub forma unui binevoitor, unul care dă impresia că are gânduri bune. Și poate fi soțul tău, poate fi soția ta, poate fi copilul tău, poate fi colegul tău, poate fi prietenul tău, poate fi rudenia ta. Ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii. Acum, cine erau ucenicii Domnului? Să și surori. Niște oameni pe care el le-a ales și a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și în fața acestor oameni, aleși, chemați, stă Domnul și zice, peste două zile vor fi Paștele, fiul omului va fi dat în mâine celor fără de lege, va fi omorât, a treia zi va învia. Și Petru, cenicul de lângă el, zice așa, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Vreau să vă întreb, omenește erau gânduri bune. Când vorbește Domnul despre crucificare, despre moarte, despre respingere, despre așezare în mormânt, când ei aveau niște planuri extraordinare ca oameni, dragii mei, tu să spui să te ferească Domnul să nu ți se întâmple lucrul acesta. Știi ce spune domnul lui Petru? Înapoi a mea satanul. Înapoi a mea satanul. Nu trebuie să stai de vorbă cu uh, ființa cea neagră și cu coarne cum avem noi uh, uh, prezentate popular. Ci cu cineva care aproape de tine poate Încearcă să te abată de la traseul pe care Dumnezeu ți l-a fixat în viață. Și acolo este diavolul. Și ia acolo timp. Te gândești la lucrurile uh, diavolului. Ca Eva, care a început să se gândească mai mult la ce a zis diavolul decât la ce a zis Dumnezeu. Și atunci, când petreci timp cu diavolul, legii mei. Timpul acesta te afectează pentru că schimbă perspectiva cu privire la Dumnezeu. Deci, mei, Eva știa cine este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a adus-o în existență, Dumnezeu a așezat-o în Eden, Dumnezeu a zis puteți să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. Dumnezeu i-a spus toate acestea. Și dintr-o dată, când acordă timp diavolului, diavolul vine să schimbe perspectiva cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este cel care îți vrea binele. Nu mai este cel care vrea să fii fericită. Dumnezeu este cel care ți ascunde niște lucruri, ți interzice niște lucruri, pentru că nu vrea să fii ca Dumnezeu. Dumnezeul acesta nu are gânduri bune cu privire la tine. Schimbă perspectiva cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, la ce zice Dumnezeu. Trebuie să-l pui la îndoială cuvântul ăsta. Oare a zis Dumnezeu? Trebuie reinterpretat uneori. În Noul Testament spune Sfânta Scriptură că diavolul s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis, este scris, a zis diavolul. Aruncă-te jos. Voi porunci îngerilor să... Așa este scris, să te poarte pe mâini, să nu cumva să lovești piciorul de o piatră. Și vine cu interpretarea lui, diavolul, dragii mei. Să te uiți la cuvânt dintr-o altă peste A, nu e chiar așa. Câți dintre noi luăm Biblia asta, citim ce trebuie să facem și cineva ne șoptește a nu-i chiar așa. Nu chiar așa ar trebui. Nu mai este chiar așa astăzi. A fost cândva așa. Astăzi nu mai este chiar așa. Deci, pentru că cineva ne șoptește la ureche și ne schimbă perspectiva. Ne schimbă perspectiva cu privire la noi înșine. Că noi nu suntem sub această umbrelă a lui Dumnezeu, dacă vreți. În această părtășie cu Dumnezeu, suficient de fericiți. Ar trebui, dragi mei, să fim fericiți altfel, să facem ce vrem. Dragi mei, mă duc mai repede, mai repede mai departe. Primul lucru care afectează, care afectează convingerile noastre spirituale este timpul petrecut cu Diavolul. Adică, cu tot ceea ce înseamnă încercarea de a mă scoate de pe traseul pe care Dumnezeu m-a fixat. Calea asta spre împărăția lui Dumnezeu. Al doilea rând, dragii mei, al doilea lucru care, sau set de lucruri, dacă vreți, care afectează convingerile noastre, multiple surse de informare. Acum, până la capitolul 3, Adam și Eva, protopărinții noștri, aveau doar o singură sursă de informare. Cine era sursa asta? Dumnezeu. Da? Dumnezeu i-a adus în existență, Dumnezeu a început să le zică. Și Dumnezeu le-a zis despre binecuvântare și Dumnezeu le-a le pus înainte și pericole. Dacă mâncați din pomul ăsta, muriți. Singura sursă de informare era Dumnezeu. Și dintr-o dată apare o altă sursă de informare. Diavolul. Și această sursă de informare, dragii mei, spune altceva decât zice Dumnezeu. Când sunt două surse, cel puțin, care spun lucruri diferite, cum să-ți formezi convingeri? Nu te îmbată de cap, nu te buimăcesc, dragii mei. Sursele astea de informare. Nu trăim într-o lume cu atâtea surse de informare. Unii zic alb, alții zic negru. Unul zic că e bine așa, alții zic că e bine așa. Cum să-ți formezi convingeri? Când sunt atâtea surse de informare? Spune Sfânta Scriptură, în Evanghelie, despre, despre împăratul Irod, că îl avea în față pe Iisus. Ce n-o Unii ziceau că a înviat Domnul Botezătorul. Alții ziceau că este Ieremia. Alții ziceau că nu știu cine. Când ai atâtea informații despre același lucru, pe cine să crezi? Ce convinge să ai? Și spune Sfânta Scriptură, nu știa ce să creadă despre Iisus. Pentru că erau multe surse de informare. Cu mai multă vreme în urmă, mai mulți ani în urmă, am citit o carte scrisă de o autoare, Barbara Fering, profesor de teologie în Australia. Și pe coperta care prezenta câteva lucruri despre carte și autoare, scrie așa, această carte, carte se numește Iisus Omul, această carte va șoca lumea mai mult decât a șocat lumea originea speciilor de Darwin. Pentru că ea va schimba toată perspectiva cu privire la creștinism. Doamna asta era profesor de teologie în Australia. Și acolo, în, în ceea ce se scria despre ea, scria așa, 20 de ani a studiat manuscrisele de la Marea Moartă și preda teologia în Australia și ea în cartea asta Iisus, omul scria așa, Iisus nu s-a născut din fecioară. Isus n-a murit pe cruce, Isus n-a înviat, Isus a căsătorit. Când ai cartea asta și când ai alte surse de informare? Întrebarea mea este: cum îți formezi convingeri? Multiplele surse de informare, mai ales astăzi, dragii mei, ascultăm tot ce vrem pe internet. Citim tot ce vrem, dragii mei. Unii spun un, alții spun alta. Vreau să vă întreb. Suferă convingerile noastre sau nu suferă convingerile? Pentru ca să-ți poți forma convingeri, trebuie să-ți alegi o sursă de informare etalon. O sursă credibilă. Și sursa aceasta este cartea asta care are mii de ani și care s-a demonstrat, dragii mei, prin surse interne și externe este credibilă, este cuvântul lui Dumnezeu. Am stat de vorbă, nu cu o singură persoană, cu mai multe persoane pe rând. Aveau probleme de convingeri. Și le puneam degetul pe, pe Scriptură, ziceam, așa spune Biblia și arătam. Și el zice altceva, că a spus nu știu care învățător. Nu conta ce spune Biblia, ea se ducea după ce a spus învățătorul acela, pentru că nu și-a luat Biblia ca și sursă etalon. Convingerile noastre sunt afectate, dragii mei, de multitudinea surselor de informare. De aceea trebuie să luăm cartea aceasta și să credem că este inspirată de Dumnezeu. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Citim în carte faptele Apostolului despre iudei din Berea. Spune Sfânta Scriptură că oamenii aceștia ascultau predici, ascultau pe Pavel, ascultau poate pe alții care predică. Se duceau acasă și ce făceau? În fiecare zi cercetau scripturile ca să vadă dacă ceea ce li se spune este adevărat. Ei considerau că ăsta este adevărat. Și dacă ceea ce li se spune nu este adevărat după asta, dragii mei, oamenii aceștia puteau să pună deoparte. Pentru că orice altă sursă de informare, dacă nu, se așează peste această sursă de informare, trebuie să fie respins. Putem mai repede mai departe, mei, un alt lucru care afectează convingerile noastre este acest proces rapid de schimbare. Eva a constatat, dragii mei, că intră într-un așa, un tăvălug din ăsta al schimbării, un proces de schimbare, dragii mei. A simțit la un moment dat că îi se schimbă dorințele. I-a dat Dumnezeu libertatea să mănânce din toți pomii din grădină. Și dintr-o dată a constatat care alte dorințe. Să mănânce și de unde nu-i voie. Dintr-o dată, dragii mei, femeia asta a simțit că îi se schimbă modul de gândire. A început să gândească altfel. Cum vreau să vă întreb, dragii mei, recunoașteți că suntem într-o lume în care e un proces rapid de schimbare? Frate și surori, ma, sunt aici oameni care vin din America. Eu am fost primat în America în 1991. Uh, am fost la niște cursuri în America, m-am dus în California unde aveam cunoscut și rudenii și am stat de vorbă, noi eram atunci imediat de de după Revoluție. Și am stat de vorbă cu ei. Și am spus așa, oameni buni, voi în sus n-aveți unde să mai mergeți. În jos, dacă mergeți. Noi, români avem de unde să mergem în sus, că suntem jos de tot. Și din 91 până acum, America s-a dus așa. Un proces rapid de schimbare, dragii mei, în bine sau în rău? Cei din America? Nu în bine. Noi suntem procesul acela de schimbare. Valorile morale nu mai sunt aceleași. Da? Că atunci când lucrurile se schimbă de la o zi la alta sau foarte rapid, n-ai cum să-ți formezi convingeri. Dumnezeu Sfânta Scriptură în Scripturii Evanghelică, atunci când Domnul Iisus Hristos a fost, a fost omorât, niște femei au fost prea aproape și au văzut unde a fost pus Domnul Iisus Hristos în mormântul acela, vineri, după, după masă, da? Când s-au dus în prima zi a săptămânii, Dis de dimineață la mormânt au văzut că le au schimbat, da? Piatra era răsturnată, trupul nu mai era acolo, ștergarul, fășile erau puse deoparte. Schimbarea asta de vineri până duminică dimineața le-a pus în confuz. De ce s-o fi întâmplat? L-o fi furat cineva pe Domnul. Pentru că schimbările rapide creează confuzie. Și atunci ce ai de făcut? Ca să-ți formezi convingeri, trebuie să te prinzi de un punct fix care nu se schimbă. Și întrebarea mea este: Cine este acest punct fix? Dumnezeu. În cartea Maleachii spune Sfânta Scriptură: Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea n-ați fost voi nimiciți, copia lui Iacov. Pentru că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Mai spun un singur uh, exemplu aici, apoi închei, dragii mei, uh, în momentul acesta predica. În Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe. Pe munte, a stat Moise acolo și a dat cele două table cu uh, cele zece porunci. Cinci pe o tablă, cinci pe altă tablă. Și a coborât de acolo. Când s-a coborât în tabără, spune Sfânta Scriptură, acolo era joc, era veselie, a rău făcuse un vițel uh, din aur și a zis, iată, Israel, ăsta e Dumnezeu care te-a Egiptului. Când a văzut Moise decăderea asta în câteva zile, spune Sfânta Scriptură că a luat uh, table și le-a izbit de piciorul muntelui. s au făcut praf. Dar erau legile lui Dumnezeu. Cât timp a fost pe munte, poporul ăsta a decăzut tare de tot. Omul ăsta lui Dumnezeu n-a putut suporta decăderea asta produsă în câteva zile. Dar după aceea Dumnezeu îl cheamă din nou pe Moise pe munte și îi dă cel de-al doilea rând de table. Vreau să vă întreb, ce a scris Dumnezeu pe cel de-al doilea rând de table? Același lucru. De ce? Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă, valorile nu se schimbă, legea lui Dumnezeu nu se schimbă. Și atunci, ca să-mi formez convingeri, dragii mei, în lumea aceasta, în viața mea de credință, trebuie să mă prind de acest punct fix în Univers care este Dumnezeu. Orice s-ar schimba în jurul meu, valori care, care numai morale nu mai sunt. Sunt peste tot în lumea aceasta. Așa se schimbă. Eu mă țin de Dumnezeu, care este același, dragii mei. Și ce a zis Dumnezeu de la început este așa. Când au venit iudeii la Domnul Iisus Hristos și au pus întrebarea, este îngăduit un bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină, Domnul a zis așa, cum a fost la început? Că Dumnezeu nu se schimbă. Cum a fost la început? Și atunci mă prinde punctul acesta fix, dragii mei, din univers care este Dumnezeu, ca să-mi formez convingeri. Fără convingeri. Sunt un creștin de duminică, dragii mei, tradițional, care n-am nimic cu relația cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, printr-o relație personală cu Dumnezeu. Să ne formăm convingeri pentru care să fim gata, să suferim, să mergem chiar la moarte dacă e nevoie, dar în final să ajungem în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.